viața și odihna dormite Sevea lui Dumnezeu Doina, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
faci cu Spiritul, că acela este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și se piază de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii ai lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei asupriți pentru dreptate, că cea celora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor bat jocori pe voi și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Mările ta când vei veni într-o împărăția ta. Să luăm bine te. Într-o mulți ani, preasfințite părinte, fericită e calea într-o care mergi astăzi, că s-a gătit ție loc de odihnă. Întoarce-te, suflete al meu, într-o odihnă ta, că Domnul bine a făcut ție. În înțelepciune. Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Aminete. Fraților, nu voim să nu știți voi despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nătrește. Pentru că te credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Că aceasta crei nu vouă cu cuvântul Domnului, că noi, cei vii care vom fi rămas spre venirea Domnului, nu vom întrece pe cei adormiți. Că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer, iar cei morți într-un Hristos vor învia întâi. După aceea, noi, cei vii care vom fi rămas, împreună cu dânsii ne vom răbi în nori, într-o întâmpinare a Domnului în văzduh și așa purul ia. Preasfințite Părinte, aleluia, aleluia, aleluia! În înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică
și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când de morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci pe cum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osânei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care mă Thank you.
Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt.